Echipa a ieșit un pic obosită după sfârșitul de campionat, după sfârșitul primei faze. Acest tur urât cu lipsă de jucători, în efectiv redus, titularii ne-au lipsit o grămadă din diferite probleme. Am început să ne reunim, am plecat în cantonament în formație completă cu toți cei 12 jucători în primă fază. În momentul acesta, după pregătire, echipa e un pic obosită, se așteaptă vârful de formă, dar totul e ok. În afara lipsa jucătorilor Daniel la echipa națională de U18 și columbianul care a suferit o accidentare la ochi ieri, are pauză o săptămână, un edem la ochi, nu știu exact termenii medicali, am ajuns iarăși în efectiv redus. Dar pregătirea și toate au început să-și facă efect. Adică suntem în monomal acum, de acum trebuie să se vadă rezultatele.